Salutare, salutare, oameni buni și bine ați venit la un nou review aici la Cușii despre mașini. Astăzi vom diseca primul model electric de serie al celor de la Audi. Vom diseca Audi e-tron. Fix acum unii dintre voi deja scrieți: băi, stai așa că ăsta n-a fost primul Audi de serie electric de la producătorul din Ingolstadt. Așa este. Primul Audi full electric a fost Audi R8 e-tron, o mașină care, de altfel, cum să vă explic, nu a fost un model de serie convențional. A fost mai mult un experiment oferit în serie limitată. Aceasta este prima mașină full electrică oferită de producătorul din Ingolstadt, pentru că ea încă este la vânzare și se vinde foarte bine, contrar a ceea ce ar putea crede mulți dintre voi. Tehnic, da, Audi e-tron R8 a fost primul model de serie electric produs de Audi, dar acesta este cel care chiar contează, pe lângă R8-ul, care era mai mult un fel de experiment. Așa că am decis să-l luăm la un test. Inițial, anul trecut, am avut la test și un e-tron Sportback, pe care îl puteți găsi la linkul de aici, dacă vreți să vedeți aceeași mașină, dar cu un acoperiș diferit. Dar povestea electrificării Audi începe cu această mașină undeva în 2018 și faptul că Audi a lansat prima sa mașină de producție mare electrică în forma unui SUV de dimensiunile acestea vă spune tot ce trebuie să știți despre industria auto în acest moment. Nu degeaba Audi a ales această platformă și această formă pentru prima sa mașină mainstream electrică. Știe că asta cer clienții, știe că asta se va vinde. Iar producătorul german a fost surprins, la fel ca multă altă lume, să vadă că acest model este extrem de popular încă de la început. El a rupt recorduri de vânzări pentru mașinile electrice în țările scandinave la lansare și am decis să luăm la un test să vedem dacă se ridică la înălțimea așteptărilor. Modelul pe care îl vedeți aici este unul de top, este un Audi e-tron 55 4. Există și o versiune S, pe care poate o să o iau la test în viitor, care este destinată celor care vor ceva mai multă sportivitate și mai multă putere. Dar noi vorbim de o mașină pentru oameni normali, să-i spunem. O mașină care își dorește să ofere atributele clasice Audi clienților săi, respectiv confort, lux, spațiu. După părerea mea, se achită foarte bine atribuții, dar hai să trecem direct la treabă. Din punct de vedere al designului, veți observa câteva asemănări cu modelul Q7, pentru că mașina asta e făcută pe aceeași platformă cu un Q7. Dar e important de notat că este o mașină mai mică decât un Q7. Deci nu este un Q7 electric, folosește aceeași platformă, dar dimensiunile sunt diferite. Partea frontală este dominată de această grilă uriașă, care ocupă cam toată partea din față. Ea este modificată astfel încât să fie obturată mare parte din ea, iar aici, în partea din mijloc, avem doar niște deschizături mici pentru a adăuga aer undeva sub capotă pentru răcirea bateriilor din podea. Același lucru se întâmplă și aici, în partea de jos, și grilele astea sunt active, adică se pot închide și deschide în funcție de necesarul de răcire al mașinii. Pe lateral veți observa iarăși niște guri de admisie care nu au rol de a răci, ci doar pentru a optimiza aerul în jurul mașinii, pentru a o face mai aerodinamică. De altfel, toată partea din față este blocată pentru a face mașina mai aerodinamică. Farurile au semnături luminoase foarte frumoase, tipic Audi. Am spus în mai multe review-uri că Audi chiar se pricepe la lumini și astea nu fac nicio notă discordantă. Mai mult decât atât, poți să-ți cumperi faruri Matrix LED pe mașina asta. Noi chiar le avem instalate, dar trebuie să știți că sunt o opțiune pentru anumite modele. Culoarea, înainte să trecem mai departe, culoarea este absolut superbă, se numește Antigua Blue și observați că astăzi m-am îmbrăcat și eu în albastru pentru a mă asorta cu mașina. Din lateral, liniile sunt foarte simple, foarte curate. Pe parte de jante poți să alegi între mărimi de la 19 la 21 de inci. Pe modelul nostru de test avem jante de 20, deci undeva fix la mijloc, îmbrăcate în cauciucuri de iarnă. Dacă doriți un cauciuc Michelin de cea mai bună calitate, recomand Michelin Latitude pe partea de iarnă și Pilot Sport 4 pentru partea de vară, pentru cea mai bună aderență. Găsiți un link în descriere către aceste cauciucuri pentru Audi e-tron. Tot de pe lateral veți observa două lucruri foarte importante. Ușița aceasta, care se deschide pentru a putea încărca mașina. Opțional, poți să-ți cumperi prize pe ambele părți ale mașinii. Apeși pe un buton și ea se deschide și se închide automat, nu mai trebuie să faci tu nimic. Și aceste oglinzi. Audi a introdus această tehnologie de ceva timp.
pe e-tron a fost oferită prima oară. Eu am mai experimentat-o pe e-tron Sportback, de care v-am spus. E o opțiune. Din fericire, aceste camere digitale nu vin standard. Practic, ai o cameră aici care îți proiectează imaginea pe panoul interior al ușii. Pe lateral mai ai o cameră pentru sistemul de parcare, de camere de 360 de grade. Și voi vorbi despre această opțiune un pic mai târziu, când ne vom urca la volan și vom trece în revistă lucrurile mai bune și mai puțin bune ale mașinii. Ușile se deschid amplu și acoperă pragurile, ceea ce iarăși este un lucru foarte bun, atât în față cât și în spate. Și în spate se deschid amplu, astfel încât să ai acces foarte ușor în mașină. O mică problemă ar fi faptul că geamurile din spate coboară doar până pe aici. Mă rog, poate că ar fi o problemă pentru unii. Îmi place faptul că avem frânele îmbrăcate în galben pe mașina asta, iar partea din spate iarăși arată foarte bine, cu semnături luminoase foarte frumoase, o bară LED ce se întinde dintr-o parte în alta și cu un portbagaj generos. Avem o mică buză de încărcare aici în spate, dar nu e neapărat o problemă, și un spațiu de stocare sub podea destul de generos. Per total, îmi place foarte mult cum arată Audi e-tron, mai ales în această culoare Antigua Blue. În interiorul cabinei vei găsi un design foarte familiar pentru cei care cunosc mașinile Audi și pentru modelele Audi în general. Nu foarte diferit de ceea ce oferă un Audi Q7 sau modelele de top din gama Audi de la A7 în sus. Avem practic un bord care este dominat de 3 ecrane uriașe. Instrumentarul de bord este primul, care are Audi Virtual Cockpit, ce afișează informațiile în 3 moduri diferite, iar în partea din stânga, în loc de un turometru, ai un indicator de putere. Arată foarte bine, e ușor de configurat, nimic special aici. Avem sistemul MMI pe bord, încastrat foarte bine în designul general al mașinii. E o chestie care îmi place în mod normal și de obicei pe mașinile Audi. Iar sub el avem încă un ecran pentru funcțiile de climatizare și încă câteva auxiliare, precum ar fi downhill control sau închiderea ecranelor pentru a le putea curăța. Toate arată foarte bine, toate au rezoluție foarte bună, iar ecranele de pe partea dreaptă, pentru sistemul MMI de infotainment și pentru climatizare, au feedback haptic. Adică în momentul în care apeși pe, nu știu, atingi o zonă, nu e de ajuns doar să o atingi ca să selectezi ceva, trebuie să și apeși. Și atunci ecranul vibrează puțin pentru a-ți spune că selecția ta s-a efectuat. Arată foarte bine, da, e adevărat, zona aceasta de jos pentru climatizare îți va distrage foarte puțin atenția atunci când ești la volan. Dar ce am observat eu cât timp am condus mașina asta și alte mașini care au același setup este faptul că de cele mai multe ori lași sistemul pe automat, tot ce faci este să reglezi temperatura ocazional din când în când. Deci nu mi se pare în mod necesar o problemă foarte mare în momentul de față că avem aici un sistem bazat pe atingere. Sigur, mi-ar fi plăcut niște butoane clasice, dar nu este chiar așa o problemă atât de mare precum spun foarte mulți. Materialele sunt de bună calitate în partea de sus a mașinii, inclusiv pe consola centrală, unde avem un spațiu de depozitare uriaș aici în zona din mijloc, o cotieră reglabilă cu spațiu de depozitare, schimbătorul de viteze și un suport pentru mână pentru a putea opera funcțiile de la climatizare. Plasticul din partea de sus a mașinii este moale, mai puțin în partea de jos unde este un plastic ceva mai rugos, dar cum v-am explicat și în alte clipuri, alegerea acestui plastic în zona de jos este ține de practicalitate, pentru că acolo îl vei murdări și îl vei zgria foarte ușor și ar fi păcat să pui un plastic mai moale care ar avea mult mai mult de suferit. Mașina noastră este dotată cu pachetul S-Line, ceea ce înseamnă că avem scaunele acestea S-Line din piele și alcantara, care arată foarte bine, oferă susținere foarte bună și, sincer, ai loc pentru cam orice fel de configurație aici. Susținere laterală bună, susținere pentru pulpe foarte bună, ai mult spațiu la interior, eu iată că încap și în această mașină după Volvo XC60. Spre surprinderea multora, volanul este foarte ok, cu 4 spițe, nu mai este acel hexagonal cum era pe Q4, dacă n-ați văzut review cu Q4, vă las un link aici. Și singura chestie pe care mai trebuie să o menționez este faptul că pe ușă avem aceste ecrane pentru oglinzile digitale, despre care vom vorbi ceva mai târziu. În spate, locul este generos, iată, încă o mașină în care încap foarte bine. Am spațiu la cap, am spațiu la picioare, chiar destul de mult. Ce vreau să menționez aici este că scaunul nu este ajustat în poziția mea confortabilă la condus, este chiar un pic mai în spate,
Pentru că mașina are sistem de acces confort, adică scaunul se va mișca în față și în spate pentru a-ți face loc atunci când te urci sau cobori din mașină. Acum, ea fiind oprită, scaunul este dat puțin mai în spate pentru a facilita ieșirea din mașină. Dar în continuare am foarte mult loc, nu am de ce să mă plâng, spațiu la cap, la picioare, spațiu chiar și la coate pentru 4 adulți. Dacă vrei să bagi 5 adulți aici, mă rog, depinde cât de mari sunt. Avem aici un panou de control pentru climatizare, pentru că mașina are climatizare pe 4 zone. Materialele iarăși sunt de foarte bună calitate și pe scaun și pe uși, tot ce poți să îți dorești. Când te urci la volan, observi în primul rând această manșă de aici. Mă rog, el e teoretic un schimbător de viteze, dar se simte ca o manșă de avion. Îmi place foarte mult implementarea asta a celor de la Audi, pentru că ai aici un suport pentru momentele în care vrei să schimbi ceva la panoul de control al temperaturii, dar pe lângă ăsta poți să te ții bine de el și când tragi în jos să ai impresia că decolezi. De altfel și sunetul pe care îl face mașina în timp ce mergi cu ea imită așa practic un sunet de avion, să-i spunem. Hai să vorbim despre partea tehnică. Audi e-tron e oferit în mai multe variante. Voi vorbi doar despre varianta pe care o avem noi astăzi la test, adică Audi e-tron 55.4. 55 este un indicator de putere. Practic, din moment ce avem și 4 în nume, asta îți spune că vorbim despre un model cu două motoare electrice. Unul pe puntea față, unul pe puntea spate. În total, ele pot livra 408 cai putere și până la 664 Nm de cuplu. Resurse îndestulătoare chiar și pentru un SUV de dimensiunile acestea și cu o greutate de undeva la 2,5 tone. Vorbim până la urmă de o mașină cu o mașină electrică cu o baterie uriașă în podea de 95 de kWh brut, din care poți folosi cu adevărat 86,5 kWh. Conform celor de la Audi, această combinație ar trebui să-ți ofere o performanță destul de ok, respectiv faptul că poți să accelerezi până la 100 de km pe oră de pe loc în 5,7 secunde, ceea ce o să bată foarte multe hot hatch-uri de la semafor, deși ești într-un SUV de 2,5 tone. Na, avantajele mașinilor electrice. Mai mult decât atât, poți să mergi cu o viteză maximă de 200 de km pe oră și pe lângă asta poți să ai o autonomie, conform celor de la Audi, repet, de până la 420 de kilometri conform testelor WLTP. Și acum ajungem la partea de autonomie, despre care sunt sigur că foarte mulți dintre voi sunteți curioși. Am făcut ca de obicei testul meu de autonomie cu această mașină. Îl găsiți pe canalul meu în engleză, o să vă las un link și aici. Și rezultatele au fost surprinzătoare, având în vedere că am condus mașina asta iarna cu cauciucuri de iarnă care nu sunt tocmai cele mai eficiente. Rezultatele au fost în jur de 300 de km prin oraș și pe autostradă și 400 de km în regim de DN cu limitele de viteză respectate, respectiv 70 în localitate și 100 în afara localității. Numere foarte bune, dacă mă întrebați pe mine, se apropie foarte mult de ceea ce specific Audi, mai ales, v-am spus, având în vedere faptul că e iarnă în momentul în care fac testul și că avem cauciucuri de iarnă pe mașină. Ca idee, consumul mediu a fost de în jur de 28 de kWh per total când am folosit eu mașina, dacă vă interesează și partea asta. Deci, super ok. Cât despre folosirea mașinii per se, e o mașină extrem de ușor de condus, în primul rând. Mașinile electrice, în general, sunt foarte ușor de condus. Nu vorbim de niciun fel de schimbat viteză manuală, ambreiaj, chestii de genul ăsta. Toate sunt, mă rog, majoritatea au o cutie de viteze cu o singură treaptă, unele au două trepte în acest moment. Pe măsură ce vor evolua mașinile, posibil să vedem și alte abordări în acest spectru. Dar, per total, mașina este foarte simplu de folosit. Ai cuplu instantaneu oricând ai nevoie, pleacă foarte ușor de pe loc. Și în stilul clasic Audi este foarte bine izolată fonic. Iar asta îmi place foarte mult. Audi e-tron este mașina care se apropie cel mai mult de liderul pe partea asta de rafinament și silențiozitate în acest moment, respectiv BMW iX. Ceea ce face mai impresionant iX este faptul că el obține rezultate asemănătoare folosind geamuri fără ramă, dar asta e o discuție pentru o altă dată. Și da, mașina este foarte rafinată, bine izolată fonic, extraordinar de bine izolată fonic, dacă mă întrebați pe mine. Și cel mai mult m-a impresionat suspensia, care este standard pe aer,
E o suspensie incredibil de rafinată pentru o mașină electrică care e construită pe o platformă de mașină cu motor termic. V-am mai spus și în alte clipuri, de obicei când ai de-a face cu una, o astfel de abordare, partea de suspensie are de suferit pentru că platforma în sine nu a fost făcută de la început pentru a susține o astfel de greutate, dar iată că cei de la Audi au reușit să ofere o suspensie absolut genială. Da, e pe aer și asta vine cu anumite avantaje. Rafinament, nu auzi niciun sunet de la suspensie ajungând în cabină, amortizează absolut tot impecabil. Avem și avantajul că folosim niște jante intermediare ca dimensiune, adică nu vorbim nici de 19 care ar arăta un pic ciudățel, nici de 21 care ar mai lua un pic din confort. La 20 mi se pare mie că e cel mai ok dimensionat pentru mașina asta. Și da, suspensia este cel mai bun lucru de pe mașina asta. Ea, fiind pe aer, are o variație de până la 8 cm între modul dinamic, unde este în cea mai joasă poziție pentru a face mașina cât mai capabilă, și modul off-road, unde o ridici foarte mult. Nu știu dacă o va folosi cineva în modul off-road vreodată, poate când ninge foarte puternic în anumite zone și ai nevoie să nu rămâi blocat pe burtă, dar în rest nu cred că o să iasă cineva cu mașina asta în off-road, dar e bine că ai modul ăla de condus acolo, na, nu zice nimeni nimic. Și da, se simte ca o limuzină, un SUV limuzină, foarte, foarte bine făcut, bravo Audi. Cât despre condusul dinamic, bineînțeles, nu poți să le faci pe toate foarte bine. Când vrei să mergi cu mașina asta foarte tare, vei observa ruliu și vei simți greutatea ei, cum împinge foarte puternic către exteriorul curbei de cele mai multe ori. Inerția este puternică. Bine, în momentul ăsta avem și cauciucuri de iarnă pe ea și cât am mers eu mai dinamic cu ea așa, se simțea că nu au chiar cea mai bună aderență. Ca asfaltul este foarte rece, dar nu cred că dacă ar fi fost vară și aș fi avut niște Michelin Pilot Sport 4 pe ea, ar fi fost o diferență uriașă. Chiar dacă vorbim de niște cauciucuri mai bune și o temperatură mai bună a asfaltului, e vorba de mecanica mașinii. Sigur, poți să mergi ceva mai sportiv cu ea dacă o dai în modul dinamic, accelerația este chiar brutală. Îmi place faptul că dacă dai de schimbător în jos, deci după ce ai băgat în drive și mai dai o dată în jos, treci în modul sport, nu în modul engine brake. Iar asta înseamnă că mașina va livra resursele mai brutal decât înainte. Îmi place chestia asta, dar nu pot să spui că e o mașină sport. La 2,5 tone și o gardă la sol atât de înaltă, chiar nu pot să spui că e o mașină sport sub nicio formă. Dar nu cred nici că a fost gândită în sensul ăsta, cred că a fost gândită în primul rând să fie o mașină luxoasă și confortabilă, iar asta este cu desăvârșire. Și cred că cei care sunt interesați în Audi e-tron, frații noștri din Scandinavia, sunt interesați de alte aspecte, nu să meargă sportiv cu ea. Vrei o mașină sportivă, ți-ai ceva ușor, nu-ți iei un SUV de 2,5 tone. Încă o mențiune despre conducerea acestei mașini prin oraș, ea are un mod de frânare regenerativă adaptiv. Conform celor de la Audi, frânele fizice, discurile și plăcuțele vor fi folosite maxim 10% din timp, pentru că mașina frânează regenerativ, adică cu ajutorul motoarelor electrice, care funcționează ca un fel de dinam. Și are un mod de frânare regenerativ adaptiv, adică ea știe, de exemplu, acum că eu am o mașină în față, și dacă iau piciorul de pe accelerație, ea va frâna singură pe măsură ce ne apropiem de mașina din față. Nu se oprește de tot, dar va ajusta nivelul de frânare regenerativ în funcție de distanța față de mașina din față. Sau știe pe ce drum te afli, știe că se apropie o curbă, iarăși, dacă iei piciorul de pe accelerație, mașina va frâna regenerativ mai puternic înainte să te apropii de curbă. Și îmi place cum funcționează acest sistem. În plus, ai aceste padele aici la volan care îți permit să ajustezi cât de puternică este frânarea regenerativă, dacă vrei tu să frânezi mai puternic sau mai puțin puternic. Ideea e că vei folosi frâna mecanică foarte, foarte puțin. Totul făcut în scopul declarat de a scoate cât mai mulți electroni din baterie și de a recupera cât mai multă energie pentru a-ți oferi o autonomie cât mai bună. După cum v-am zis, în condiții de iarnă am scos 300 de km prin oraș cu ea, ceea ce mi se pare super ok. Nu mă așteptam să scot 400 cât e în ciclu WLTP combinat. Niciodată nu mă aștept la asta atunci când conduc iarna, mai ales că eu nu fac rabat de la niciun fel de sistem de confort și așa mai departe. Și acum hai să vorbim și despre ce nu-mi place. Și aici chiar s-a observat, probabil, nu știu dacă ați fost atenți, că am semnalizat și m-am încadrat pe banda din stânga. Oglinzile astea digitale nu sunt tocmai pe placul meu. E a doua oară când conduc o mașină cu Audi, cu setup-ul ăsta. Prima oară a fost un Audi e-tron Sportback. Și problema pe care o am cu ele este faptul că sunt două mari probleme aici. Prima este faptul că tu ești obișnuit ca șofer să te uiți pe geam
la oglindă atunci când te asiguri și îți iau un pic să îți muți privirea de acolo jos aici pe panou. Sunt sigur când mă voi urca înapoi pe mașina mea, va lua un pic să mă reobișnuiesc. Și al doilea lucru care nu-mi place este faptul că e destul de mică suprafața asta de aici pe care ți este afișată informația din spate. Mi-ar fi plăcut la un SUV atât de mare, de obicei oglinzile ar fi generoase, da? Pentru a putea avea o perspectivă mai bună și a vedea mai bine formele mașinii în spate. E bine, sunt sigur că Audi au fost constrânși de panoul ușii, de mulți factori, de a pus un display atât de mic pentru aceste oglinzi digitale. Dar asta cred că este cel mai mare impediment în ceea ce privește folosirea lor. Faptul că de ecranul ăsta e un pic cam mic. Dar ele afișează un avertisment cu galben de fiecare dată când se apropie o mașină din unghiul tău mort, iar când semnalizezi, dacă nu poți să depășești, blipăie și se fac și roșii la un moment dat dacă e pericol. Dacă e liber și tu semnalizezi, o să ai un indicator cu verde pe ecran care îți spune că e ok să faci manevra. E adevărat că aceste oglinzi digitale oferă mașinii un look avantgardist, așa, un look next level, să-i spunem, foarte digital, dar ca practicalitate nu mi se par chiar cele mai bune soluții. Eu aș economisi cei 1700 de euro cât costă și aș investi în alte opțiuni, de exemplu un sistem audio mai bun pe această mașină. Înainte să terminăm, vreau să vorbim puțin și despre încărcare, pentru că mașina asta are o curbă de încărcare foarte ok. Bineînțeles, poți să o încarci la diferite tipuri de încărcătoare. Poți să o încarci acasă, îți ia undeva la vreo 2 zile, pentru că vorbim de o baterie de 86,5 kWh. Dacă o încarci la un wallbox acasă, îți ia între 9 și 5 ore, depinde ce putere ai și așa mai departe. Vorbind de puterea maximă, ea poate să tragă dintr-un încărcător 155 de kW. Încărcătoare de 155 de kW nu o să găsești foarte des în România. Eu am fost la cei de la Renovatio, care au o stație de 300 de kW la Porsche București Vest. Și am încărcat mașina asta cu 150 de kW putere, afișați, mă rog, pe ecranul încărcătorului. Ceea ce m-a surprins a fost faptul că a păstrat această putere mare de încărcare destul de mult timp. Am încărcat-o de la 20% la 83% undeva în 28 de minute. Cât m-am învârtit eu pe lângă ea, am făcut un pic de curățenie în mașină, nici n-am simțit că n-a trecut timpul. Deci am băgat undeva la 60 de kW/h în ea în 28 de minute. Mi se pare foarte ok și vă repet, mi se pare foarte ok faptul că a încărcat cu 150 de kW o perioadă destul de lungă. Pentru că mai sunt alți producători care spun că, domnule, mașina mea încarcă cu 200 de kW, să spunem, sau nu știu, puteri de-astea foarte mari. Dar ce nu specifică este faptul că acea putere este livrată pentru o durată de timp limitat. Trebuie să te uiți la curba de încărcare să vezi exact cam cum livrează puterea în baterie și cum absorbe mașina puterea din încărcător. Pentru că poți să ai un pic, un vârf de 250 de kW, să spunem, pentru 5 minute, dar asta nu te ajută dacă în restul procesului de încărcare tu ai 100 de kW livrați în baterie, ca putere mă refer. Deci e important să te uiți pe curba de încărcare a mașinilor electrice ca să-ți faci o idee cu privire la cât ar dura cu adevărat procesul. Bine, procesul de încărcare variază în funcție de mai mulți parametri, cât e de pregătită bateria, câtă putere poate livra încărcătorul și așa mai departe. Dar eu am fost impresionat de cât de repede s-a încărcat această mașină. Per total, Audi e-tron mi se pare o mașină foarte, foarte bună. Prețul în România, într-adevăr, pentru varianta 55-4 încep de undeva la 87.000 de euro. Mașina asta e 104-105.000 de euro. Cu câteva opțiuni în plus pe ea, dar mi se pare o mașină care, deși are 4 ani, încă livrează o calitate foarte bună, o performanță bună și încă ține pasul cu rivalii ei care în momentul de față cam au platforme făcute de la zero electrice pentru ele. Dacă e și pentru voi, vreau să-mi spuneți voi în secțiunea de comentarii de mai jos. Vreau să spuneți ce vă place, ce nu vă place la mașina asta și ce v-ați alege voi în locul ei. Până data viitoare, nu uitați de like, share, subscribe și nu uitați că puteți deveni membrii ai canalului pentru beneficii exclusive și pentru a susține munca mea în continuare. Până data viitoare, ciao!